Salut! Eu sunt Dan. Eu sunt Florentina. Iar tu te uiți la Vista. Astăzi, Vista vă propune un subiect care ar trebui să vă facă mândri de faptul că sunteți români. Este vorba de cele mai tari gimnaste pe care România le-a avut de-a lungul istoriei sale. În afară de celebra Nadia Comăneci, de care tot globul a auzit, țara noastră se mai mândrește cu încă 12 sportive de top în gimnastică. Hai să aflăm cine sunt ele. Lavinia Miloșovici, poreclită Milo, are 46 de ani și este una dintre cele mai valoroase gimnaste din anii 90. Are 19 medalii mondiale și olimpice în palmaresul ei, cea mai notabilă performanță fiind finala de la Seoul de la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992, pentru care a primit nota 10. Cristina Buntaș are 49 de ani în prezent și este antrenoare. A luat 10 perfect la campionatele mondiale de la Stuttgart 1989, a cunoscut un mare succes la Jocurile Olimpice de vară din Barcelona, Spania anul 1992, dar în palmaresul ei există mai multe medalii obținute din 1988 și până în 1992. Camelia Voina are 53 de ani și a fost cunoscută pentru exercițiul ei inovator la sol, care includea elemente de breakdance. A concurat la evenimente internaționale între 1984 și 1988 și a fost laureată cu argint olimpic la Seul 1988. În 1987 a luat 10 perfect la exercițiul la sol la campionatele mondiale de la Rotterdam. Eugenia Golea, de 52 de ani, este o altă gimnastă româncă ce a reușit un 10 perfect și rar în cariera sa la campionatele mondiale de la Rotterdam 1987. Aceasta a mai fost laureată cu argint olimpic la Seul 1988. Aurelia Dobre, de 50 de ani, este o gimnastă de valoare mondială, coregrafă și antrenoare extrem de apreciată pentru stilul său elegant, artistic și extrem de precis. A fost dublă campioană mondială la campionatele mondiale de la Rotterdam în 1987 și laureată cu argintul olimpic la sol din Seul în anul 1988. Daniela Silivaș, pe numele de naștere Viorica Daniela Silivaș, are 51 de ani și un portofoliu impresionant. În 1988, la Jocurile Olimpice de vară din Seul, Coreea de Sud, a reușit să obțină 3 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz, precum și la campionatele mondiale de la Montreal 1985, campionatele mondiale de la Rotterdam 1987 și campionatele mondiale din 1989, Stuttgart. A luat nota 10 la bârnă, învingând-o pe Ecaterina Sabo, colega sa de echipă și deținătoarea titlului olimpic la acest aparat. Simona Păucă, în vârstă de 53 de ani, este o altă gimnastă româncă de nota 10 la campionatele mondiale de la Budapesta 1983. Ca alte colege de breaslă, ea a mai fost dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de vară din Los Angeles anul 1984. În prezent este antrenoară la Clubul Sportiv Municipal din Cluj. Ecaterina Sabo este o altă celebră gimnastă româncă de nota 10. Renumele ei mondial a fost obținut în urma medaliilor multiple de la Jocurile Olimpice de vară din Los Angeles din 1984 și campionatele mondiale de la Budapesta din 1983. În prezent are 55 de ani și este antrenoare. Mirela Barbălată, în vârstă de 55 de ani, este o gimnastă de valoare mondială ce a primit nota 10 la campionatele mondiale de gimnastică din 1983 de la Budapesta.
Lavinia Agache, în vârstă de 55 de ani, a luat un 10 la campionatele mondiale de la Budapesta în 1983 și a fost laureată cu aur și bronz olimpic la Jocurile Olimpice din Los Angeles în 1984. În acel an, suferă o accidentare la genunchi și se retrage până în 1991, când revine la campionatele mondiale profesioniste. În prezent, locuiește în America, unde este antrenoare de gimnastică. Melita Run este o altă gimnastă româncă în vârstă de 58 de ani în prezent, care a adus un 10 perfect țării noastre. Aceasta a fost laureată cu argintul olimpic și dublă laureată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova din anul 1980. Gertrude Emilia Eberle, în vârstă de 59 de ani, este o gimnastă dublu medaliată cu argint la Olimpiada de la Moscova din 1980. Este câștigătoarea unor multiple medalii la campionatele europene și mondiale de gimnastică artistică. În prezent, este antrenoare. Nadia Comăneci nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar o vom face. Este prima gimnastă din lume care a primit 10 într-un concurs olimpic, mai exact la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. Zeița de la Montreal, cum a fost poreclită, deține 5 medalii olimpice de aur. E primul sportiv român din Memorialul International Gymnastics Hall of Fame și una dintre cele mai bune sportive ale secolului 20. Atât pentru astăzi! Noi am fost Dan și Florentina, iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.